Este ora 13, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Vă propun pentru emisiunea de astăzi o discuție despre o boală foarte periculoasă din cauza speranței scăzute de supraviețuire în caz de diagnostic. Este vorba despre cancerul pulmonar, o afecțiune cu care sunt confirmați în prezent 10.000 de români. Am plăcerea să vă prezint invitații mei de la această oră în direct prin Skype. Domnul dr. Cristian Paleru este medic primar chirurgie toracică la Institutul Marius Nasta din Capitală. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Bună ziua! Și cum deja sunteți obișnuiți, domnul dr. Nicolae Fotin, medic epidemiolog și expert în politici de sănătate, de această dată tot în legătură video directă. Vă salut, domnule doctor, bună ziua! Bună ziua! Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 medical. Și începem dezbaterile. Domnule doctor Fotin, m-aș adresa dumneavoastră pentru început prin a vă întreba care ar fi opțiunile pentru pacienții diagnosticați cu cancer pulmonar la momentul la care discutăm în țara noastră. Opțiunile terapeutice pentru pacienții diagnosticați cu neoplazii pulmonare sunt multiple și sunt de altfel în funcție de tipul histopatologic identificat odată cu diagnosticarea. Ar trebui să amintim că, așa cum bine cunoaștem de altfel cu toții, un cancer pulmonar reprezintă modificarea normală a unor celule la nivelul bronhilor sau ale unor componente ale plămânului, bronhiole sau alveole. Și legat de opțiunile de tratament, este important să menționăm faptul că există două categorii mari histopatologice de cancer pulmonar care orientează aceste opțiuni terapeutice. Cancer broncopulmonar cu celule mici, în funcție denumite așa din cauza celulelor foarte mici evidențiate microscopic și care intră în componența tumorilor identificate, și cancer broncopulmonar fără celule mici. Este importantă această precizare pentru că în funcție de ea se orientează intervenția terapeutică. Dacă ne referim la tema noastră de astăzi legată de chirurgie, trebuie să spunem că cele mai multe forme de cancer broncopulmonar sunt cele fără celule mici. Între 80 și 90% dintre ele. Și trebuie să mai adăugăm faptul că de elecție pentru această formă atât de frecventă de cancer broncopulmonar este intervenția chirurgicală, care se poate realiza în condiții care să ne asigure o supraviețuire foarte importantă, marcată, dacă ea se întâmplă de vreme în stadii incipiente ale bolii. Sigur că intervenția chirurgicală poate să intereseze o anumită porțiune de plămân, un nodul, așa numite rezecții segmentare sau cuneiforme medical, un segment al plămânului, un lob al plămânului, un plămân întreg, depinzând de mărimea tumorii, de comorbiditățile pacientului, de momentul în care a fost diagnosticată tumora și de evoluția bolii. Și așa cum bine ați spus, vorbim de o boală cu o mortalitate mare, ocupă primul loc ca mortalitate în România și am făcut precizările anterioare pentru că trebuie să menționăm iarăși că în România cele mai multe forme sunt diagnosticate în stadii destul de tardive și o să mai discutăm despre asta cu domnul doctor. La fel ca în cazul multor afecțiuni. Domnule doctor Paleru, aș vrea să facem puțin referire la ultima perioadă pe care am traversat-o cu toții, cu greu, alții cu bine. Ce impact a avut pandemia asupra procedurilor chirurgicale? Ce s-a întâmplat cu pacienții, cu accesul lor la tratament, la intervențiile chirurgicale? Știm că, din păcate, bolnavii cronici și nu numai, pacienții care au avut
nevoie de intervenții chirurgicale, au fost cumva privați de anumite servicii. Bună ziua! Mulțumesc pentru oportunitatea de a prezenta câteva puncte. Parțial sunt de acord cu colegul meu. Chirurgia însă nu este panaceul în tumorii, în special în tumorile pulmonare. Chirurgia în cancerul pulmonar se desfășoară pe baza unor algoritmi și pe baza unor stadii. Din punctul nostru de vedere, și asta e foarte important asupra impactului pandemiei, stadiile 1 și 2 sunt cazurile chirurgicale, stadiile 3 sunt cazurile de diagnostic sau oarecare implicație operativă, iar stadiul 4 este doar stadiul paliativ sau de diagnostic. Cum se clasifică stadiile nu este locul aici. Ceea ce înseamnă că noi avem o fereastră de oportunitate redusă de a aplica metode locale chirurgicale asupra unei boli care inițial este locală, dar foarte repede în evoluția sa devine regională și apoi sistemică. În acel moment, aplicarea unei metode locale asupra unei boli caracter regional sau sistemic devine discutabilă. Pandemia ce a reușit să facă? Prin mișcarea resurselor către combaterea și sprijinirea bolii infecțioase, nu a reușit decât să amâne sau să scoată din fereastra de oportunitate o serie foarte largă de pacienți în ultimii 2 ani, care s-au mutat în stadiile 1-2, în stadiile 3-4. Noi și așa în România îi descopeream destul de târziu în stadiile 2 și 3, foarte rar în stadiul 1, major, foarte mulți în stadiul 4, așa încât am pierdut foarte mulți pacienți, ei s-au adresat doar tratamentului oncologic. A doua problemă a fost, ești bolnav, ai o problemă, unde te duci? Toate spitalele, le pun flipperul, te mută de la o cameră de gardă la alta, fiecare spunând că nu are locuri, că nu are circuite anticovid, că trebuie să te evalueze pe operator și de COVID în plus. O altă problemă care a făcut o pandemie a fost modificarea statutului personalului. Pe de o parte, foarte multe cadre medici și inferioare au fost mutate din secțiile de chirurgie în alte secții medicale sau de terapie intensivă pentru a sprijini lupta împotriva COVID, dar asta a dus la prăbușirea unei funcționări a sistemului de chirurgie, cu reducerea masivă a numărului de operații, cu deprofesionalizarea, că dacă nu le mai folosești 2 ani de zile, ele își pierd o parte din abilitățile câștigate. Același lucru s-a întâmplat și cu rezidenții, care înainte erau antrenați în număr mare de operații, de multe explicații, multe convorbiri preoperatorii la poartele de gardă face-to-face, până acum totul s-a mutat în online sau s-a mutat în neant și atunci procesul de învățământ al rezidenților s-a dus pe același direcție. O altă deși a fost o perioadă, scuzați-mă domnule doctor, în care am avut atât de multă nevoie de acești rezidenți. Eu nu spun că n-au avut nevoie de ei să-i folosim la altceva. Dar dacă folosești o roată de mașină ca să mobilizezi o roată, un avion sau o căruță, clar că mașina nu va mai funcționa. Altă problemă pe care a generat-o COVID-ul asupra chirurgiei, în general, chirurgiei pulmonare în special, sunt complicațiile prelungite care apar la pacienții post-COVID secundari intervențiilor chirurgicale atunci când totuși se fac. Pentru că COVID-ul execută asupra organismului reacții inflamatorii, reacții de microcoagulare, care persistă mult timp după declararea pacientului ca fiind vindecat, adică nu mai poate să dea boala altul. Dar în organismul lui, inflamația și în special microcoagulările și continuarea procesului autoimun generat de boală, continuă. Și atunci operația, care este o, pe lângă efectul curativ, are și efecte adverse de scăderea imunității corpului, de scăderea capacității sale de funcționare, împreună cu noile condiții, inflamație, microcoagulopatie și așa mai departe, provoacă complicații postoperatorii de o rată de 3, 4, 5 ori mai mari decât la pacienții test care nu au avut COVID. A afectat, domnule doctor Paleru, tot pandemia, monitorizarea postoperatorie a pacienților care au suferit intervenții chirurgicale și v-aș mai întreba cât de importantă este această recuperare dacă ne raportăm la șansele de supraviețuire ale pacienților. Cum evoluează postoperator persoanele care suferă intervenții chirurgicale? Monitorizarea postoperator este imediată, de care am făcut vorbire anterior și care este puternic modificată prin mărirea numărului de complicații și de morbidități, inclusiv și a mortalității de 3-4 ori. Dacă, mai ales dacă nu se respectă de fereastra post-COVID de 6-10 săptămâni, cu discuții între diverse colective. Și în același timp monitorizarea la distanță și în același timp întrepătrunderea cu celelalte specialități care preiau pacientul după ce este operat, gen oncologie, radioterapie, recuperare și care, bineînțeles, este mult mai dificilă, toate fiind afectate,
practic, pacienții n-au mai avut loc în acest lanț, sau dacă au avut, au avut un loc minimal. După aia, toate procesele s-au desfăcut ca și cum am fi notat în zmoală. În loc să vin să-l internez pacientul, să-l opere, trebuie să-l preluc, trebuie să vezi dacă are COVID, să-i stabilești statutul său imunitar și inflamator și așa mai departe. Valabil și în postoperator. Toate acestea încetinesc, este notul în zmoală. Deci e clar că postoperator totul se desfășoară puțin mai dificil, puțin mai greu, bineînțeles totul în defavoarea pacienților și cu costuri mai mari. Domnule doctor Fotin, de ce avem o rată de supraviețuire mai redusă în rândul pacienților cu cancer pulmonar în România? Că este problema la diagnostic, la tratament, la accesul la intervenții chirurgicale? Într-adevăr, datele existente plasează România ca având indicatori de mortalitate sau, să spunem, de supraviețuire mici atunci când comparăm cu alte state europene, instrumente de altfel utilizate de către autoritățile în domeniul sănătății pentru a elabora diverse politici de sănătate. Dacă ne referim la cancere, într-adevăr, ultimul raport la nivelul Uniunii Europene arată diferențe mari, plasând România pe ultimele locuri legate de ratele de supraviețuire în cancer. Dacă ne referim la cancerul pulmonar, ca să dăm un exemplu, în România procentul de supraviețuire era estimat la 11% față de o medie de 15% medie europeană. Dacă ne referim la cancerul de sân, altă patologie cu impact în sănătatea publică, era de 77% în România față de 83% media europeană. Acum, cauzele care au condus și care mențin acești indicatori nefavorabili pentru sistemul de sănătate din România și până la urmă pentru pacienți care sunt de fapt cei care asupra cărora ajungem să aplicăm acești indicatori, aceste procente, sunt de o lungă perioadă de timp, ca să zic așa, și în opinia mea cred că încep cu câteva aspecte legate de finanțare, în primul rând. Să nu uităm că România a fost și rămâne încă țara care investește în sănătate printre cele mai mici procente din PIB anual. Deși în perioada ultimilor ani, după 2015, au fost făcute eforturi pentru a suplimenta investițiile în sănătate, ele încă rămân mici și evident că acest lucru se observă inclusiv în acești indicatori. Dacă ne referim la cancerul pulmonar, o problemă cu impact asupra acestor indicatori, a ratelor de supraviețuire, respectiv mortalitatea înaltă, este legată de, cum spunea și domnul doctor, de problemele de subdiagnosticare. Cancerul pulmonar este o boală care debutează și evoluează multă perioadă asimptomatic. Prin urmare, momentul în care ajunge să fie diagnosticată această patologie s-ar putea să fie în stadii în care deja să vorbim de metastaze. De exemplu, știm foarte bine din datele existente că supraviețuire în stadii metastazate este de doar 15% față de 80% dacă intervenția se face în stadii timpurii, incipiente. Așa cum spunea domnul doctor, chirurgia este măsura de intervenție în stadiile incipiente, ulterior ea devenind, în fine, mai mult suportivă, alături de celelalte, evident, metode de tratament în oncologie, chimioterapia, care poate să fie singură sau combinată cu alte metode, imunoterapie, radioterapie, o abordare multidisciplinară. De subdiagnosticare, lipsa programelor de screening. Nu au existat și încă nu există programe de screening naționale, funcționale, cu câteva excepții, care să identifice devreme aceste probleme.
problemele legate de atitudinea noastră ca posibil viitori pacienți. Am vorbit, cred că în fiecare emisiune, de stilul de viață sănătos. Nu este un mister că fumatul fumatul în Exces? general În exces are sau în general? fumatul în general, fumatul sub orice formă, că vorbim de fumat activ sau pasiv, are un rol important în apariția cancerului pulmonar. De altfel, 40% din cancere sunt considerate a fi prevenibile și, ca tot vorbeam de fumat, 27% dintre ele sunt legate de consumul de tutun. Deci, iată, doar printr-o intervenție pe acest segment, mortalitatea și indicatorii despre care vorbeam ar putea fi modificați. Lipsa de accesibilitate poate să fie unul dintre motivele pentru care mortalitatea este crescută. Vorbim de foarte mulți ani de lipsa accesului la servicii medicale. Un procent din populația României, important, peste 10%, nu are asigurări de sănătate. Prin urmare, nu are acces la aceste servicii. De asemenea, vorbim de persoanele care nu au acces din cauza localizării. Vorbim de zonele rurale care nu au acces la medic, nu au acces la medic de familie, dar rămite la un medic specialist. Toate aceste lucruri conducând la întârzieri în punerea acestui diagnostic. Lipsa tratamentelor, iarăși a fost un subiect care a ținut agenda media, cel puțin, și agenda autorităților de asigurare la timp cu diverse tratamente. România a făcut pași importanți în asigurarea cu tratamentele necesare, astfel încât decalajele cu alte țări europene să fie diminuate, dar încă vorbim de probleme de disponibilitate a anumitor terapii. Vorbea domnul doctor foarte frumos de echipa multidisciplinară, concept pe care, așa cum plecând de la întrebarea dumneavoastră de opțiuni terapeutice, este evident că pentru tratamentul unui pacient cu un cancer pulmonar este necesară intervenția chirurgului, a oncologului, a radioterapeutului, a medicului de recuperare ulterioară, cel puțin. Prin urmare, există în România acest concept de echipă multidisciplinară, dar din păcate el nu este implementat în practică așa cum ar trebui, adică să-i fie alocate resurse de personal, să-i fie alocate fonduri, pentru că aceste echipe trebuie să se întâlnească, să discute despre cazurile de pacienților. În linii mari, cam acestea ar fi problemele pe care eu le văd, probleme care țin de pacienți, probleme care țin de sistem, de tratamente și, până la urmă, de finanțare. Da, și aș mai adăuga eu puțin atitudinea poate uneori greșită a pacienților care nu respectă acel sfat al specialiștilor de a se prezenta periodic la un control, la banalele analize pe care trebuie să le efectuăm periodic, și poate și de acolo, în cazul anumitor persoane, pleacă problemele. Este adevărat, dar acum, dacă ar exista programe de screening și legăturile cu personalul medical ar fi mai strânse, în sensul de a fi chemați sau de a fi obligați de a face aceste evaluări periodice, probabil că oamenii s-ar duce să le facă. Da. Dar l-aș întreba pe domnul doctor, aș profita de prezența dânsului, să ne spună dacă la nivelul Institutului Marius Nasta funcționează o echipă multidisciplinară pentru și cam cum se întâmplă acest lucru, o echipă multidisciplinară pentru gestionarea unui pacient cu un cancer pulmonar. Domnule doctor Paleru, nu vă auziți. Poate reușesc colegii să remedieze această problemă. Nu vă auziți în continuare. Vă propun să mergem într-o scurtă pauză și ne întoarcem cu răspunsul domnului doctor Paleru. Rezolvăm până atunci și micile probleme. Ne întoarcem.
Ne-am întors în direct și continuăm discuțiile cu domnul dr. Cristian Paleru, medic primar în chirurgie toracică la Institutul Marius Nasta din Capitală, și domnul dr. Nicolae Fotin, medic epidemiolog și expert în politici de sănătate. Domnule dr. Paleru, vă întreba domnul Fotin înainte de publicitate despre o echipă disciplinară, dacă există la Institutul Marius Nasta din Capitală o astfel de echipă care ar putea să soluționeze problemele pacienților cu cancer pulmonar. O să vă dau un răspuns care să fie realist și în același timp să nu fie foarte deranjant. Există și nu prea. Există în sensul că un pacient primește toate consultele necesare de pneumologie, de chirurgie toracică, de radiologie, de histopatologie, de oncologie preoperator și nu prea în sensul că această comisie nu se întâlnește fizic pe Zoom sau într-un singur grup cu o singură concluzie, cu discuții interpersonale imediate, ci se întâmplă toate aceste consulturi în câteva zile, iar concluzia acestei comisii care nu există se aplică în funcție de cine prinde primul pacient. Deci este un răspuns și nu prea. Am înțeles. S-a discutat, domnule doctor, cu precădere în ultimii ani, în ultimii 2 ani, despre accesul pacienților la tratament și la intervenții chirurgicale în acest context al pandemiei de COVID-19. V-aș întreba dacă stă mai bine acum, în valul 5, din acest punct de vedere, comparativ cu situația din valurile anterioare. S-au luat măsuri pentru a nu priva pacienții cu boli cronice, cu cancer, de acces la tratament sau la intervenții chirurgicale, pentru că nu putem să spunem astăzi, la 2 ani de la debutul pandemiei, că am fost luați prin surprindere. Despre ce vorbiți, aș putea da următorul răspuns. Chirurgia nu este o muncă oarecare, ci o muncă de echipă. În chirurgie, pe lângă cei 2, 3, 4 medici care stau la masă chirurgi, este întotdeauna asociat un anestezist, unor doi, depinde câte nevoie, mai ales în chirurgia toracică, și un număr de asistente dintre cele care sprijină efectuarea muncii în sala de operație la instrumentar, cele care sprijină anestezistul și așa mai departe. În măsura în care acest personal s-a reîntors în blocul operatorii, s-a reluat activitatea. În măsura în care anestezistul nu este împrăștiat în mai multe probleme care țin de îngrijirea post-COVID sau îngrijirea COVID, are timp și pentru chirurgie. Deci este un răspuns care depinde de la loc la loc. Atât timp cât nu ai un anestezist, nu poți să începi chirurgie generală sau chirurgie cu anestezie generală. Deci e un răspuns la care v-am răspuns printre rânduri. Și atunci v-aș întreba ce măsuri ar trebui luate pentru a crește accesul pacienților cu cancer pulmonar la tratament și la intervenții chirurgicale. Ce ar trebui îmbunătățit? E nevoie de dotări în plus, de mai mulți medici chirurgi, de fonduri mai mari? Pentru că vorbea domnul dr. Fotin despre această problemă în ceea ce privește bugetul în sănătate, alocat sănătății. Sunt spitale COVID și spitale non-COVID. În spitalele non-COVID, reorganizarea. În spitalele COVID, separarea. Deci aripa de COVID se ocupă cu personal numai de COVID și nu mai interferă prin cerințe de personal asupra aripii non-COVID. Altminte, n-ai cum. Nu poți să iei o mână, să te mergi cu ea și în același timp să și mănânci cu ea și în același timp să fii strict. Deci trebuie făcută separarea pe aripi de activitate. Care e COVID, e COVID, care nu e COVID, nu e COVID și personalul să nu fugă din stânga în dreapta. Ceea ce ținând cont de resursele foarte limitate de personal, în special anesteziști, este un deziderat. Am înțeles. Vă mulțumesc, domnule doctor Paleru. Nu știu dacă vreți să mai adăugați ceva referitor la acest aspect, vă rog, după care o să, aș vrea să vă mulțumesc despre intervenții. Da, despre tumor porți despre care ați făcut vorbire și sunt foarte necesare și le-am văzut și noi când am studiat afară și toți cei care au ajuns în vârful diverselor sisteme de efectuare sau decizionale le-au văzut afară, se bazează și pe secretare profesioniste nu transformate din asistente sau infirmiere, care pun în practică deciziile acestor comisii și le implementează. Și pe care doctorii le semnează. Nu la noi ar trebui să vină asistenta șefă să se întrerupă din activitate, să scrie toate astea, medicii să contribuie la scris, nu doar să verifice ce s-a scris și să modifice pe aici pe acolo. Noi nu avem noțiunea de secretariat în sistemul medical, secretară profesionistă din vremea informatică. A doua chestie care ne interesează foarte mult este cum va evolua în viitor specialitatea chirurgicală în condițiile amenințării permanente care va exista de acum înainte asupra acestor boli de tip inflamator asupra aparatului respirator. Și răspunsul meu era
trebuie făcute circuite separate pentru a rămâne chirurgia funcțională. Trebuie să nu mai scoatem piese din mașina chirurgiei pentru a le da la alte părți foarte utile, pentru că, altminteri, chirurgia nu va mai funcționa ca o mașină, ci va funcționa ca o strută cămilă, când cu motor, când cu aripi, când cu submarin. Teoretic, domnule doctor, aceste circuite ar trebui să existe, cel puțin în spitalele mixte, unde se tratează și pacienți COVID și non-COVID. Cel puțin la nivel declarativ, asta am înțeles de la oficialii Ministerului Sănătății. Iar linia de continuitate în minister, din păcate, în perioada aceasta pandemiei, a fost un grafic de întreruperi masive de continuitate. Noi nu putem ști exact cu care ministru vorbim azi și cât îl va ține până când va fi nou ministru în următoarele 3 luni. Avem o lipsă de planificare și continuitate. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult, domnule doctor Cristian Paleru, pentru intervenția în emisiunea 360 Medical de astăzi. Mergem din nou într-o scurtă pauză, după care revenim pentru concluzii cu domnul doctor Nicolae Fotin. O să vedem tot după publicitate și care au fost cele mai accesate știri de pe platforma 360medical.ro din această săptămână. Ne întoarcem. Am revenit pentru ultima parte a emisiunii 360 Medical de astăzi. Așa cum vă promiteam, o să tragem concluziile emisiunii despre cancerul pulmonar cu medicul Nicolae Fotin și despre impactul pandemiei asupra intervențiilor chirurgicale în general. Vă rog, domnule doctor Fotin. Este clar că pandemia a dat peste cap pe toată lumea și pe noi ca simpli cetățeni și sistemele de sănătate și toate sistemele. Dacă vorbim de sistemul de sănătate, este clar că pacienții au avut un acces mai redus la medicul de familie, la medici specialiști, că pacienții cronici au avut de suferit din cauza acestei pandemii. Dacă ne referim la cancerul bronhopulmonar, tema noastră de azi, și intervențiile chirurgicale, trebuie să accentuăm faptul că este o boală cu o mortalitate înaltă, așa cum am încercat să acoperim câțiva indicatori legați de acest aspect, că deși au fost făcute progrese în ultimii ani, mai sunt multe de făcut pentru a asigura o intervenție eficientă și modificarea acestor indicatori în anii următori, că în acest scop există în elaborare la nivelul autorităților din România un plan multianual de control al cancerului derivat dintr-un plan european de luptă împotriva cancerului, pentru că nu numai în România cancerul reprezintă o problemă de sănătate publică. Sunt date care arată că pandemia a condus la o subdiagnosticare, la o scădere a numărului de cazuri identificate pentru cancer cu 40% în acest context pandemic și, de asemenea, dacă le coroborăm cu datele legate de prevalența estimată a fi în 2025, care va fi în creștere când vorbim de cancer, este clar că sunt necesare măsuri de intervenție concrete și sperăm că acest plan pe care autoritățile urmează să-l lanseze în România și să-l implementeze va aborda toate aceste aspecte care să conducă la modificarea indicatorilor despre care noi am vorbit și să schimbe poziționarea României din această perspectivă la nivelul Europei. Însă, deocamdată, domnule doctor, nu putem să venim cu garanții pentru acești pacienți, ci doar cu eventuale promisiuni că nu vor mai întâmpina probleme, chiar dacă acest val 5 al pandemiei, conform tuturor studiilor care există până în momentul de față, nu este chiar atât de agresiv precum în valul 4. Este clar că nu putem da aceste garanții. Ce putem accentua este faptul că un rol important în apariția sau în evoluția acestor tipuri de patologii îl avem și noi la nivel individual. Iarăși reamintim din
ca de fiecare dată necesitatea implementării măsurilor la nivel individual, renunțarea la fumat, adoptarea unui stil de viață sănătos, că tocmai spuneam că sunt date concrete care leagă un număr mare din aceste cazuri de aceste comportamente ale noastre la nivel individual. Ar trebui să începem noi de aici și să solicităm autorităților să continue cu măsurile pe care ele le-au de luat și de implementat. Mulțumesc tare mult, domnule doctor Fotin, pentru intervenție. Ne revedem săptămâna viitoare. Vă aștept aici în platou alături de mine. Pe final, așa cum vă promiteam, doamnelor și domnilor, vedem care au fost cele mai importante informații de pe platforma 360medical.ro. Cea mai accesată informație de către cititorii platformei medicale a fost cea care face trecerea în revistă de către președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Adela Cojan, într-un interviu acordat 360medical.ro, a priorităților instituției din anul 2022. Finanțarea adecvată a prevenției în sănătate și a serviciilor medicale în ambulatoriu reprezintă ținte importante ale CNAS în acest an. Sunt prezentate, tot pe 360medical.ro, detaliile unui studiu recent efectuat în Statele Unite ale Americii, care aduce noi dovezi că scleroza multiplă ar putea fi cauzată de virusul Epstein-Barr. Pacienții cu diabet ar putea ajunge la o autonomie completă în circa 10 ani. Este estimarea profesorului Bogdan Timar, decanul Facultății de Medicină din cadrul UMF Victor Babeș din Timișoara. Vedeți declarațiile complete ale profesorului Timar pe platforma 360medical.ro. Mă opresc aici pentru această oră. Sunt Aneta Sângiorzan. Vă doresc să aveți o zi excelentă în continuare. La fix, TOC B1 cu Andreea Moraru. Numai bine!